Dan Negru este un reper pe piața audiovizualului, unde reușește să facă performanță cu cele două emisiuni TV Jocul Cuvintelor și The Floor, pe care le prezintă la Canal D. Prezentatorul TV a vorbit despre prietenia pe care a legat-o cu vedeta Pro TV, Andy Moisescu, cei doi amici mergând împreună la meciuri pe stadion. Există prietenii între prezentatori de la posturi diferite? Ne poți da un exemplu, Dan Negru, sigur, una e treaba cu televiziunea. Am fost recent la Rapid cu Utea, care e lângă Timișoara, și am fost la meci cu Andy. Merg mult la meciuri cu Andy Moisescu, așa ca exemplu. Sigur că există prietenii, se apropie finalul acestui an. Cum a fost pentru tine și profesional și personal? Profesional a fost o mișcare foarte bună trecerea la Canal D, pentru că am descoperit oameni cool și de încredere, am descoperit oameni de cuvânt. Personal, cel mai important este că am stat cât am putut eu de mult cu ai mei, cu mama, care încă mai trăiește, are 80 de ani, cu toată familia mea. Asta cred că e cel mai important, să stai cu ai tăi, care a fost sfatul pe care l-ai primit la început de carieră în televiziune și pe care l-ai urmat. Dan Negru, nu cred că a fost neapărat un sfat, cât au fost modele de oameni, oameni care puneau preț pe meritocrație. Eu îi amintesc mereu, fie pe Lazarov, fie pe Titus Munteanu, fie pe toți oamenii cu care am lucrat și care puneau preț pe meritocrație. Asta cam dispărut cam în toate părțile societății, nu doar în televiziune, așa că nu e doar televiziunea aia care, e peste tot așa.